Am revenit, dragi prieteni, am revenit, domnule primar, am zis că vorbim despre utilajele achiziționate de DPP. Corect, cred că ar fi să vorbim despre utilajele achiziționate în ultimii 3 ani jumătate în mandatul meu de primar. Și vreau să fac o mică paranteză revenind asupra finalului părții anterioare, în care spuneam că de aproximativ 7 ani au început o serie de achiziții în funcție de banii disponibili. Corect. Achiziții care vin în urma unei strategii de a ne rezolva toate problemele în bucătăria internă, și anume tot ce înseamnă asfaltări, tot ce înseamnă reparații iluminat public stradal, tot ce înseamnă ecarisaj, tot ce înseamnă spații verzi, să le facem cu utilaje și cu angajații de la domeniul public și privat. În consecință de cauză, încă de acum 7 ani s-au cumpărat primele utilaje pentru drumul, și anume un cilindru compactor și un repartizator de asfalt, utilaje care costă împreună mai bine de 250.000-300.000 de euro. Acelea. Doar repartizatorul de asfalt și cilindru compactor mare. S-a mai cumpărat un cilindru compactor mic pentru trotuare. Și de când sunt eu primar, s-au cumpărat următoarele. Începem cu această freză, ultima sosită, care are rolul de a decupa în asfalt materialul de sau părțile din drum care sunt afectate și sunt compromise din punct de vedere tehnic, tocmai pentru a se turna un alt covor de asfalt în locul lor, și este un utilaj care costă minim 120-130 de mii de euro. Habar nu am exact prețul real, că nu am fost la licitație, dar undeva e peste 100 de mii de euro. Estimativ. Am cumpărat o autoutilitară care pe de o parte aspiră, spală, dispersează material antiderapat sub formă lichidă, clorură de calciu, spală drumurile. În acest an este cumpărată și aceasta peste 100 de mii de euro. Am cumpărat niște, să spun, freze care aruncă zăpada pe trotuar, două bucăți, nu știu valoarea exactă, dar în jurul de 1.000 de euro până în 3-4.000 de euro fiecare bucată. Am cumpărat un multifuncțional care aspiră, spală pentru trotuare și acel utilaj de câteva mii de euro. Am cumpărat o autobasculantă care cără materialul pentru asfalt cu ea, adică asfaltul propriu-zis și îl întindem, perioada de vară, iar perioada de iarnă o folosim la dezăpezire cu lamă în față și cu sărăriță în spate, distribuim material antiderapant, amestec sare plus antiderapant pietriș, sort mic, și acestea sunt, să spun, investițiile mari făcute. Dar anul acesta, pentru prima dată în istoria municipiului Onești, am autorizat stația de asfalt. Din acest an, primăria municipiului Onești, mai precis DPP, poate să vândă asfalt cu buletin de calitate în spate. Noi fabricam asfalt după niște rețete, așa cum le-au conceput niște colegi de-ai noștri ce au lucrat la DPP în trecut, și acum lucrăm ca la carte. Vreau să vă spun că s-a modernizat stația de asfalt și capacitatea ei de producție s-a mărit cu aproape 50%. Și căutăm să o automatizăm și să o perfecționăm, astfel încât în 2020 să crească încă cu 50% capacitatea de producție. Asta înseamnă că, comparativ cu 2018, să producă de 2 ori mai mult asfalt într-o zi din 2020 decât într-o zi din 2018. Vedeți, dumneavoastră, lucrurile se schimbă și există o evoluție. Nevoia pe care municipiul Onești o are acum vis-a-vis de infrastructura rutieră și pietonală este una care este net, comparativ cu cea din anii trecuți, mai mare. Străzile se deteriorează, se strică, se devin impracticabile pentru că sunt vechi. Și pretențiile noastre cresc. Și pretențiile cresc, dar noi trebuie să ne îngrijim de aceste străzi. Eu vă spun că în primăvara anului ce vine, 2020, străzile vor arăta
rău, vor fi compromise într-o stare foarte avansată. Iar atunci trebuie să intervenim pe de o parte foarte consistent și pentru acest lucru ne trebuiesc și bani, dar în primul rând am cumpărat aceste utilaje, avem, să spun, asigurate toate condițiile tehnice, ne trebuie forța umană să rezolvăm problemele de urgență. Pentru că în sfârșitul iernii, începutul primăverii, trebuie să ne prindă cu drumurile reparate. Acesta este obiectivul meu imediat pe această primăvară. Să fim pregătiți, să ne cumpărăm materiale necesare asfaltării, atât produse de carieră, cât și bitum, cât și emulsie și să facem lucrări de bună calitate. Vedeți, anul acesta s-au făcut, în 2019, lucrări foarte multe prin grija celor de la DPP. Și ultima este, lucrare mare este, penultima este drumul spre Seră, iar ultima este strada Talpău. Și sunt lucrări nu de peticire, sunt lucrări de sute de metri sau chiar kilometri de asfalt. Și nu este de aici de acolo, pentru că în anii trecuți primăria contracta firme care participau la achiziții publice și făceam lucrări cu terți. Dar încă o dată spun, aceste proceduri puteau fi contestate și ne puteam trezi în situația în care nu putem să reparăm un drum pentru că nu avem licitația încheiată. Cam aceasta este, să zic, o concluzie asupra sau o analiză, o radiografie asupra utilajelor achiziționate de către primărie și date spre folosință către DPP în anul 2019, urmând ca lista de investiții și de achiziții pe anul 2020 să continue, pentru că am spus și mă repet, nu putem avea o administrație performantă decât cu dotări de ultimă generație care să crească, din punct de vedere calitativ și cantitativ, lucrările pe care trebuie să le facem în localitatea noastră. Am zis că domnul Ionuț v-a adresat două sugestii. Vorbeam noi de bani și de buget la momentul respectiv. Spunea, tăiați ajutorul social pentru cei ce pot munci. Nu primăria municipiului Onești stabilește dacă un om poate beneficia sau nu de ajutor social. Dar dacă îndeplinește condițiile legale, conform legii, trebuie să îi se asigure acelei persoane acea sumă minimă garantată, dar în niște condiții, și anume să presteze niște ore de muncă în folosul comunității. De cele mai multe ori aceste ore de muncă se desfășoară în niște zone în care persoanele nu sunt expuse și în funcție de starea de sănătate de fiecare persoană în parte, trebuie să le pui la niște nu activități. Nu sunt chiar foarte sănătoase aceste persoane, din ce am văzut eu. Adică nu poți să zici, domnule, e apt de muncă, e sănătos, tun și nu vrea să muncească. În primul rând, eu nu sunt medic, să am o părere avizată în acest sens, dar vă spun că mare parte din aceste persoane sunt dirijate, direcționate către activitățile de întreținere spației verzi și salubritate, activități conform pregătirii pe care o au și condițiilor fizice, condiții fizice și starea stării de sănătate pe care o au în momentul respectiv. Dar eu nu mi-aș dori, nu este o povară, să zic, nu sunt foarte mulți asistați sociali în municipiul Onești și nu este o povară pentru buget. Bineînțeles că lucrurile pot fi îmbunătățite și în acest sens. Și încă o sugestie mai are domnul Ionuț, încă o problemă care nu ține, spune dumnealui, de tema zilei, dar cu o problemă foarte importantă din punctul meu de vedere, pe strada Mărășești, în fiecare noapte trec zeci de tiruri cu lemne și spune că am și o curiozitate de ce trec doar noaptea și nu și în timpul zilei. Așa, sărbători fericite vă transmite și vă mulțumește anticipativ așa. Da, și eu îi mulțumesc dânsului și la fel îi urez sărbători fericite. Ideea ar fi următoarea. Privind circulația pe drumurile publice, nu se ocupă primăria municipiului Onești, nu are competențe în acest sens, nici asupra autovehiculor de marfă, rutiere sau autoturisme personale. Dar vis-a-vis de faptul că se practică, eu știu, acest transport de materiale mnos doar pe perioada nopții, pot fi destule, eu știu, supoziții sau speculații. Speculații, da. Ideea e că doar Autoritatea Română Rutieră, ARR, sunt avizați să calitate. Împreună, sunt avizați din privința
să spun, greutății pe axă asupra transportatorilor și dacă îndeplinesc condițiile și au toate formalitățile legale să transporte material lemnos, iar poliția împreună cu garda de mediu sau alte autorități competente pot verifica dacă transportul este unul legal sau ilegal. Domnul Vasile vă transmite Crăciun fericit, domnule primar, vă dorim un an mai bun și cu prosperitate, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Doamna Iuliana vă întreabă, bună seara, cu lanul Gării ce se mai întâmplă? Bună seara. Lanul Gării, ca și cartierul Slobozia, sunt două zone asupra cărora trebuie acordată o foarte mare atenție. În lanul Gării s-au început niște lucrări și trebuie duse până la capăt. Dar și în cartierul Slobozia o situație asemănătoare, dar am explicat din punct de vedere al racordării cartierului Slobozia la Sistemul Național de Alimentare cu Gaze Naturale. Lucrurile acolo vor începe și activitățile propriu-zise vor începe anul viitor, undeva în vară. Zona Lanul Gării, la fel, trebuie să finalizăm și acolo partea de canalizare, alimentare cu apă, tot investiții pe care Raja trebuie să le facă în zonă, după care să finalizăm lucrările de asfalt și trotuare. Este o zonă care nu arată bine deloc, să știți, ca și multe altele de altfel, și trebuie să acordăm și acelei zone multă atenție. Acum știți cum e, vă întreb și eu, știu că primăria n-are nicio competență, dar vreau să vă întreb, cel puțin ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile mă pune pe gânduri, au fost mai multe accidente, poate prea multe pentru această perioadă, unul chiar cu pierderea tragică de o viață de om. Ce se întâmplă, domnule primar? Atât de multe accidente rutiere de ne apucă spaima. Lumea este într-o continuă, să spun, grabă. Dumnezeu știe unde ne grăbim, că noi nu prea înțelegem, sau eu de cele mai multe ori nici eu nu înțeleg, și totuși fac parte și eu din același context. Mă uit că sunt nevoit să merg la București sau în alte orașe pentru diferite probleme. Ieri, după ședința de Consiliu Local, am plecat la București pentru a lua aceste avize și, din păcate, am ajuns după sfârșitul programului la București, a trebuit să rămân până astăzi de dimineață. La prima oră am luat avizul și m-am îndreptat către Onești. Vedeți, m-am grăbit și eu și când m-am dus și când m-am întors. Da, adică nu judec pe alții, vorbesc despre mine acum. Ne grăbim. Asta cred că este cea mai mare problemă. Important e să realizăm la ce riscuri ne expunem pe cei dragi. Cu această grabă. Vă dați seama că îmi pare nespus de rău, că și știu situația de ieri de pe calea Brașovului, când o persoană de sex feminin și-a pierdut viața. Eu nu pot să fac decât să rog pe cei ce participă la trafic să fie atenți. Pentru și că Poliția vedeți, Națională, nu știu, mai vigilentă. Eu nu vreau să găsim spune vinovați. Chiar dar nu sunt vinovați. Da, chiar, stați, vedeți, nu. Găsim vinovați pentru pod, găsim vinovați pentru circulație. Nu. Și poliția își face datoria, dar bine, vedeți, nu pot fi în același timp peste tot. Eu sunt în situația în care pot fi judecat pe modelul de ce poliția nu își face datoria, așa poate să întrebe lumea de ce primarul nu pune să se păzească fiecare bancă să nu fie distrusă, fiecare coș de gunoi. Trebuie să primarul să stea drept la fiecare trebuie să bancă. Facem apel la noi înșine și atunci când noi vom înțelege și vom realiza că nu trebuie să ne grăbim și să circulăm regulamentar, și să facem toate lucrurile acestea mai întihnă și mai așezat, vom constata că lucrurile vor merge mai bine și lucrurile nu se rezolvă mai repede dacă ne grăbim, să știți. Poate mai rău chiar. Aceasta este graba pe care o trăim noi cu toții ca și societate și nu vedeți, constat și eu și dumneavoastră și poate constatăm toți alții, că da, nu mai avem răbdare. Și noi suntem într-o continuă grabă, Dumnezeu știe încotro. Zicem bună seara și nu mă grăbesc când zic bună seara, că persoana a așteptat destul de mult pe fir. Sunteți în direct, ne auziți? Da, vă auzim. Îmi cer scuze că v-am lăsat să aștept. Nu, nu-i nimic. Bună seara. Vă salut pe care aștept și pe dumneavoastră și pe domnul primar. Bună seara. Pot să vă spun la mulți ani. Mulțumim. Și să vă fericit în continuare. Până la Bogodeanu și în continuare. Domnul primar. Poftiți. Ce se poate face cu centralele astea de cartier? Să le vindem? Să o bani? Când s-a băgat pe gâdii fosta conducere, n-aveți dumneavoastră nicio vină. Că dumneavoastră ați văzut mișcat pe aici ceva, s-a văzut ce ați mișcat în oraș. Și vă apreciez. Dar cu centrala asta de cartier, nu se poate să vândem altă parte, să recuperăm o parte din bani.
Da, tot corect. Din bugetul primăriei, sau plătește din bugetul omului. Vă răspund dacă imediat. Dacă nu plătim chiar încă la vă ele. Vă mulțumesc să trăiți. Și eu vă mulțumesc. Nu mai plătim la ele? Vreau să mă scuze. Această investiție, sistemul centralizat de termoficare, întregul proiect a fost realizat în urma unui credit pentru această investiție. Creditul se returnează an de an, cu tot cu dobânzi, așa cum a fost negociat cu o bancă care a finanțat acest proiect, și se va finaliza această investiție în câțiva ani. Eu cred că, să nu greșesc, 2023. Cred că nu greșesc. Ori 2021, ori 2023, nu vreau să greșesc. Deci mai avem de așteptat. Mai avem de așteptat minim 2 ani. După care, noi până în acel moment nu avem voie, până nu se finalizează contractul de creditare, nu avem voie să înstrăinăm, să vindem, să închiriem, să orice aceste bunuri. Aceste bunuri aparțin primăriei municipiului Ionești, Consiliului Local. După ce se finalizează linia și se încheie linia de credit, putem face orice cu ele. Eu mi-aș dori, dar este greu de crezut, că în România se va întâmpla un lucru foarte recent, și anume, ca și dumneavoastră, ca și mulți oneșteni, am avut ocazia să călătorim prin Europa, nu vorbim alte state. Țările din nordul Europei, de la Olanda în sus, Finlanda, Norvegia, Suedia, ce fac? Acolo nu există sistem propriu de încălzire la blocuri, mă refer la orașe, ci sistemul este centralizat. De ce este centralizat? Pentru că aceste state și-au propus să aibă, să reducă cantitatea de noxe pentru a avea un aer mai curat și a trăi mai bine. Ei și-au propus ca în câțiva ani, am impresia că Norvegia, ca până în 2030, emisia de noxe să fie zero. Dânsii deja nu mai au mașini pe motorină și pe benzină. Costă foarte mult să înmatriculezi acolo o mașină pe benzină sau motorină și ții mașină electrică. Eu înțeleg trendul și știu și cine suntem și cine sunt și ce putem face în acest moment. Noi nu suntem pregătiți. Și nu suntem încă, nu înțelegem încă pe deplin aceste lucruri. Să scădem noxele către zero. Vedeți dumneavoastră, din cauza acestor noxe, și nu este o poveste, nici iarna nu mai e ce a fost. Suntem în 24, în ajun de Crăciun, în 24 decembrie și eu n-am văzut un gram de zăpadă în municipiul Onești. Am un copil de 5 ani. Care mulțumesc mult și dumneavoastră și la toți cei ce au și mă întreabă tata dacă îmi vine zăpada. De obicei, de mititie eram obișnuiți ca de la început, de din decembrie, octombrie, să avem zăpadă. Când eram copil din octombrie, da. Erau nămeți. Cam situațiile acestea de, să zic, necontrolarea în amănunt al noxelor emise de gaze și poluarea excesivă a diferitelor țări din această lume conduc către ceea ce trăim astăzi. Și anume, vremea, starea vremii, condițiile meteo se schimbă, vedeți că apar tot felul de fenomene extreme și așa mai departe. Deci, să concluzionez, îi răspund domnului în următoarea manieră, ca să înțeleagă că am deschis o paranteză și aproape n-am mai închis-o. Aceste centrale de cartier vor putea fi puse în funcțiune, greu de crezut că se va întâmpla în următorii 10-20 de ani în România, vor putea fi puse în funcțiune, fie înstrăinate, vândute, închiriate sau altceva. Dar până ce nu se încheie contractul de finanțare, creditul nu se va putea realiza acest lucru. Doamna Iuliana revine cu întrebarea, vă întreba de la Nugării și întreabă când sunt șanse să se asfalteze drumul. Drumul se asfaltează după ce se încheie, să spun, investiția de apă și canal acolo. După ce se încheie această investiție și ea, conform documentelor, trebuie să se încheie în anul 2020,
se va trece la asfaltare. Nu putem să asfaltăm în primăvara anului viitor, 2020, după care să vină raja, să taie asfaltul, să bage țevi și apoi să asfaltăm iar. Că am mai întâlnit astfel de lucrări și eu nu fac parte din categoria oamenilor care să, din să care facă doi lucruri. Încarcă, trei descarcă, exact, nu? Da. Cam îmi place așa să ceva. Așezăm lucrurile, chiar dacă avem de suferit și oamenii mă critică în cartierul acela, la Nugării, domne, că nu facem. Noi prima dată acolo trebuie să facem alimentare cu apă canalizare, corect, după care să finalizăm infrastructura rutieră. Faceți lucrurile în ordine. Bun, vreau să vorbim pentru că prognoza meteo zice că vor veni totuși temperaturi specifice acestei perioade. Despre adăpostul de noapte pe perioada sezonului rece, pentru că din păcate Oneștiul nu face excepție, se numără și printre localitățile în care trăiesc oameni care au rămas din diferite motive, din diferite întâmplări, conjuncturi, fără un adăpost deasupra capului. Astfel de situații se regăsesc, să știți, în afară de tot în lume. Toate orașele, de obicei în zonele urbane din țară și de peste hotare. Oriunde mergi în lume, găsești persoane nevoiașe. Lucrurile stau în felul următor. În cartierul Slobozia există un imobil care până mai anul trecut a avut destinația de așezământ pentru persoane vârstnice. După deschiderea noului așezământ în cartierul 6 martie, printr-o hotărâre de consiliu, consilierii municipiului Onești, la inițiativa primarului, au hotărât să schimbe destinația acelui imobil, și anume, are o dublă destinație. Aceea de a adăpost pe timp de noapte în zonă, doar pe sezonul rece, undeva luna decembrie până în luna martie, pentru persoane defavorizate, nevoiașe, undeva 80% din acest imobil, iar 20% printr-o hotărâre de la acest sfârșit de an al Consiliului Local s-a hotărât să, ca și destinație acolo, să se realizeze un cabinet medical. Eu vreau să vă spun în felul următor. În anul 2020, în vară, cartierul Slobozia va avea acolo un cabinet medical. Un medic de familie își va putea desfășura activitatea acolo, astfel încât toți locuitorii acelui cartier să nu se mai deplaseze până în municipiul Onești pentru niște consultații, să spun, de bază, pe care cetățenii de acolo uneori au nevoie de astfel de consultații. De corect. Ei. Și apoi deci, nimic nu mai prețios decât sănătatea. Sigur că da. Deci, i-am găsit utilitatea acestui imobil, este folosit înainte, ba, undeva pe Victor Babeș, în fosta clădire RMN, desfășuram o astfel de activitate care nu era acreditată. Vreau să vă spun că lucrurile acolo se desfășoare în bune condiții. Da, vreau să vorbim de acum și despre lucruri mai vesele, ca să zic așa, pentru că, na, zilele trecute cu toții am asistat la un eveniment deosebit și când zic asta mă refer la gala, la premierea olimpicilor din cadrul galei învățământului și a sportului oneștean, dar după ce luăm o scurtă pauză o să revenim și cu imagini de la gală, așadar rămâneți cu ochii pe noi.